Universitatea babeș a spus a zilele trecute, ceea ce bănuiam cu toții de ceva vreme, că șeful polițiștilor este hoț ori nicio țară n-ar mai fi rămas în funcție nici măcar o oră, nu să nu mai vorbim de câteva zile. Ce se întreabă toți românii vis-a-vis -vis de președinte, ne întrebăm și noi. Acum însă, cunoscându-l și văzând acțiunile dânsului din ultimii ani, nu ne mai mire nimic, pentru că președintele Iohannis este marea dezamăgire a unei românii care spera la niște reforme. Marea dezamăgire a românilor, care au crezut că Iohannis îi va scăpa de PSD, așa cum spunea în campanii, și am văzut că tot ce a dorit domnul Iohannis a dorit un, să facă, să nășească acest mariaj între PNL și PSD, să îi aducă împreună, să creeze un pol mare de putere ca să-i dea dânsului de tot confortul și liniștea pe care și-o dorește de fiecare dată.